De totul bine este ușor când cerul e senin. Credința ta mai poate sta în picioare când încercări vor să te împresoare și nori grei în față s-au uimit. Să-i mulțumești Domnului cel mare și-n bucurii, dar și-n încercare. Inima ta, va înviora. Cheamă pe El, căci o să te asculte, și atunci când urci al durerii munte, pe brațul său, El te va purta. Doamne, de la Tine m-a întărit, m-a schimbat în bine. Toate acestea ne-au apropiat. Nu voi uita mângâierea-ți dulce din ceasul greu, de la ceară. Pacea Domnului vă spune și în această seară un bun venit în casa Domnului. Vrem să lăudăm pe Dumnezeu împreună cu toți, vrem să-L binecuvântăm, vrem să ne unim inimile noastre în această seară și să lăudăm pe Dumnezeu. Haideți să fim receptivi la ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească în această seară, prin cântare, prin poezie, prin cuvânt, prin rugăciunile înălțate pe care le vom face în această seară. De aceea, haideți să ne deschidem inimile în totalitate și să lăsăm pe Dumnezeu să se atingă de fiecare dintre noi. Amin.
Tu ești cel ce-ntotdeauna luptă pentru al său popor. Tu ești cel ce poți coroana sfântă de biruitor. Ajutor îmi ești în toate, salvator tăria mea. Eu trăiesc doar pentru a mă închina. Mă aplec în adorare când văd măreția ta. Orice frică va dispare, ai purtat victoria. Umple astăzi al tău templu, lasă din puterea ta. Eu trăiesc doar pentru a mă închina. Aleluia! Tu ai biruit, Tu ai biruit. Aleluia! Iisus, lumea, Tu ai biruit. Singurul mijlocitor, cei pierduți găsesc salvare, doar Tu ești Mântuitor. Ești Iisus Hristos, Mesia, e speranța întregii lumi. Tu ești Cel ce porți pe cap multe culumi. Aleluia! Să vine învierea, căci victorii ai purtat. Aleluia! Tu ai biruit, Tu ai biruit. Aleluia! Dăritură. Tu ești Cel care porți cununi de învingător, biruitor. Tu răstorni orice înălțim, Tu dărâmi orice dăritură. Tu ești Cel care porți cununi de învingător, biruitor. Slavă Celui care a biruit acum 2000 de ani la cruce. Haideți ridicați picioare să lăudăm pentru ceea ce a făcut pentru noi. Datorită Lui suntem astăzi prezenți în mijlocul casei Lui și se cuvine să-i dăm închinarea noastră, să lăudăm, se cuvine să-L binecuvântăm, se cuvine să-i dăm în această seară o inimă deschisă ca El să umple. Haideți să lăudăm. Amin. Sfânta vieții cărare, Iisus e prin har alergăm. Și flori de iubire și soare, spre lauda Ta semănăm. Spre lauda Ta, spre lauda Ta, Iisuse, cu foc vom cânta. În veci te slăvim, în veci te mărim, prin harul pe care-L primim. În lupta cea bună credinței,
voi nici de cum să nu dăm. Suntem mântuiți, biruințe, spre lauda ta când luptăm. Spre lauda ta, spre lauda ta, Iisuse, cu foc vom cânta. În vește să vii, în vește mări, prin harul pe care-l primim. Ne-ai pus în ogorul iubirii, poverile ei să purtăm. Să fim la înălțimea menirii, spre lauda ta să lucrăm. Spre lauda ta, spre lauda ta, Iisuse, cu foc vom cânta. În vește să vin, în vește mărim, prin harul pe care-l primim. Spre lauda ta, spre lauda ta, Iisuse, cu foc vom cânta. În vește să vin, în vește mărim, prin harul pe care-l primim. Slavă Domnului! Stăruința în rugăciune. Apoi le-a mai zis: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice: prietene, împrumutăm 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce-i trebuie. De aceea eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea scorpion? Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru, cel din ceruri, vă dă Duhul Sfânt, va da Duhul Sfânt celor ce-l cer. Când am citit textul ăsta, mă gândeam că de multe ori când venim cu rugăciune stăruitoare înaintea lui Dumnezeu, venim și stăruim pentru noi. Doamne, am nevoie de acest lucru și vin și cer azi, și cer mâine, și cer stăruitor, și cer fierbinte, și cer cu credință și este foarte bine. Dar vreau în această seară să facem următoarea rugăciune. Nu vreau să fim formali, nu vreau să fim absenți în rugăciunea pe care o facem, pentru că este o rugăciune foarte importantă. Haideți să-l facem un dialog. Haideți că atunci când ne rugăm, atât de mult să ne rugăm până simțim că Dumnezeu ne umple cu prezența Lui, până simțim că Dumnezeu ne răspunde la rugăciune. Și vreau în această seară să stăruim pentru următorul lucru. Nu este rău să stăruim pentru ceea ce avem noi nevoie. Nu este rău să mijlocim pentru Biserica lui Dumnezeu de pretutindeni, dar vreau în această seară să mijlocim pentru biserica noastră, pentru biserica locală, pentru Filadelfia. Avem un rol foarte important în Lugoj. Lugojul trebuie să-L vadă pe Dumnezeu în acest loc. Vrem ca oamenii când vin în acest loc să zică: da, L-am întâlnit pe Dumnezeu. Am întâlnit oameni care au un scop măreț de a se apropia de Dumnezeu și de a-L prezenta celor din jur pe Dumnezeu. Haideți în această seară să... Am mai zis, nu e greșit să ne rugăm pentru toată biserica de pretutindeni, dar cred că este potrivit să ne luăm timp în această seară să ne rugăm pentru Filadelfia. Doamne, ajută-ne să fim un exemplu. Oamenii îl caută, zicem noi, acum mai mult pe Dumnezeu, pentru că sunt probleme mai multe și oamenii se confruntă din ce în ce mai mult cu probleme. Noi trebuie, în aceste clipe, trebuie să fim vocali, trebuie să fim gata să întindem o mână de ajutor, trebuie să fim gata să-L prezentăm pe Dumnezeu. Dar noi, ca să putem să fim gata să oferim celor din jurul nostru aceste lucruri, trebuie să fim pregătiți. Și nu putem decât prin rugăciune, prin apropiere de Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Repet, fă-ți timp în următoarele minute și roagă-te doar pentru Filadelfia,
pentru că avem nevoie. Amin. Iisus, ești Domnul Domnilor. Iisus, ești Rege al Regilor. Dumnezeu să ne ajute să-L acceptăm pe Dumnezeu în fiecare zi ca Rege al nostru, ca Domn al inimilor noastre și să lăsăm să conducă viața noastră în fiecare zi. Amin. Jesus,
nostru Salvator, Iisus fiind veci glorificat. Iisus, Iisus ești Domnul Domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fiind veci glorificat. Iisus, ce mult Tu ne-ai iubit. Iisus, pe cruce ai murit. Iisus, trei zile îngropat. Iisus, din morți ai înviat. Iisus, ești Domnul Iisus al nostru Salvator, Iisus fiind veci glorificat. Iisus, Iisus ești Domnul Domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fiind veci glorificat. Iisus, în numele lui Iisus e putere, în numele lui Iisus e putere, în numele lui poți fi vindecat, în numele lui Iisus e putere, în numele lui poți fi salvat. Salvator, Iisus fiind veci glorificat. Iisus, Iisus ești Domnul Domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fiind veci glorificat. Iisus, Iisus ești Domnul Domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fiind veci glorificat. Iisus. Doamne, Tu meriți să fii glorificat în veci de veci. Doamne, Tu meriți să fii înălțat și binecuvântat. Toată slava, toată cinstea și gloria au meriți Tu, singurul Dumnezeu adevărat. Binecuvântat să fie numele Tău mare și sfânt. Binecuvântat să fie numele Tău, nume în care ne-am adunat în seara asta. Să Te lăudăm, să Te glorificăm, să Te preamărim pe Tine. Binecuvântat să fii Tu în veci de veci. Doamne, îți mulțumim și în seara asta că Te uiți la noi. Îți mulțumim și în seara asta că vrei să ne ridici. Îți mulțumim și în seara asta că vrei să ne vorbești. Slăvit să fie numele Tău. Doamne, îți mulțumim că ne lași să ne închinăm înaintea Ta. Îți mulțumesc că ești părtaș cu noi la închinare, în slujire, Doamne. Tu ești aici, glorie să-ți fie adusă Ție. Doamne, Tu ne știi pe fiecare, știi stările noastre. Doamne, Tu știi neajunsurile noastre, știi problemele noastre, Doamne. Știi bucuriile noastre și suntem bucuroși să stăm înaintea Ta și să ne cunoști atât de bine. Dar, Doamne, nu vrem să rămânem în stările noastre, ci vrem, Doamne, să ne pui într-o stare plăcută Ție, într-o stare după voia Ta, Doamne. Vrem să atingi, Doamne, trupurile noastre, mintea noastră, vocea noastră, buzele noastre, cu tot ce avem noi vrem să ne închinăm înaintea Ta, vrem să Te glorificăm pe Tine, Doamne. De aceea Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, cercetează adunarea noastră, cercetează părtășia noastră, Doamne, lasă pe Duhul Tău cel Sfânt să lucreze în voie în mijlocul nostru în seara asta. Doamne, ridică păcate, ridică stări nepotrivite, Doamne, și ajută-ne toți ca unul să ne putem să ne închinăm înaintea Ta și Tu să fii mereu glorificat. Doamne, îți mulțumim pentru noi, cei ce suntem aici, dar, Doamne, ne gândim și la cei ce n-au ajuns, ne gândim și la alții care sunt nepăsători față de o mântuire așa de mare. Doamne, Doamne, Te rog, trezește-i.
Doamne, te rog, vorbește-le. Doamne, te rog, ajută-ne pe noi să avem cuvinte potrivite pentru ei, să le vorbim și ce vorbim să fie de la Tine, Doamne. Doamne, binecuvânt orașul nostru, Lugujul are nevoie de mântuire. Doamne, binecuvântează, Doamne, țara noastră. România are nevoie de mântuire. Doamne, avem nevoie și de vindecare, avem nevoie și de propășire, dar mai mult ca orice, Doamne, avem nevoie de vindecare sufletească, avem nevoie de pocăință. Doamne, învrednicește-ne, ajută-ne pe noi să fim lumini, ajută-ne să fim sare, Doamne, ajută-ne umblând, Doamne, între prietenii noștri, la serviciu, oriunde mergem, Doamne, ajută-ne să Te vezi Tu în noi, ajută-ne să Te reprezentăm pe Tine, Doamne, într-un mod onorabil. Doamne, dă-ne tutărie și putere. Îți mulțumesc că ești aici, Doamne, prezent. Îți mulțumesc că Te ocupi de noi. Îți mulțumesc că ne binecuvânți în părtășie, Doamne. Lasă pe Duhul Tău ce sunt mai departe, Doamne. Lucrează în mijlocul nostru și noi suntem recunoscători și mulțumitori. A Ta să fie toată slava, cinstea și gloria în veci de veci. Amin. Pas locurile, haideți să lăudăm pe Dumnezeu în continuare. Tu ești cel vrednic de laudă. Tu ești în veci adorat. Tocmai pentru că El este cel care este vrednic de toată lauda și de toată cinstea noastră, haideți să lăudăm cu toții din toată inima. Amin. Slavă Domnului! Haideți să mai lăudăm pe Dumnezeu cu încă o cântare. Toată slava și toată cinstea să fie al lui Dumnezeu. Tu din cenușă ne-ai scos la lumină, azi clar vedem prin dragostea Ta. Haideți această cântare să fie o mulțumire. Și viața noastră, Dumnezeu, să ne ajute să fie o continuă mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Pentru că mult bine ne-a făcut. Slavă Lui! Amin!
scos la lumină, azi clar vedem prin dragostea ta, purtând vina noastră de orice ocară, ne-ai eliberat. Către tine laude înălțăm, doar pe tine te adorăm, într-un glas noi toți îți cântăm. Aleluia, către tine laude înălțăm, doar pe tine te adorăm, într-un glas noi toți îți cântăm. Aleluia, 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 aleluia. Lanțuri sunt rupte, juguri sunt rupte, oasele prin viață în numele tău. Moartea e învinsă și-n biruință ne ridicăm. Către tine laude înălțăm, doar pe tine te adorăm, într-un glas noi toți îți cântăm. Aleluia, către tine laude înălțăm, doar pe tine te adorăm, într-un glas noi toți îți cântăm. Aleluia, 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 aleluia. Tu ești tot glorios, Dumnezeu. Noi toți îți cântăm. Aleluia, 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 aleluia. Amin. Slăvit să fie Domnul! Amin. Iubiții mei, frați și surori, parcă vedem că chiar îndemnul de la prima rugăciune a fost în felul următor, parcă ne vorbea Dumnezeu că cereți și veți primi, bateți și vi se va deschide. Știți ce m-am gândit uitându-mă în cuvântul lui Dumnezeu și chiar parcă am rămas puțin cuplat cu cuvântul de azi dimineață care ne vorbea Dumnezeu și parcă răsuna așa în felul următor, că Dumnezeu caută un om. M-am gândit că Dumnezeu este acela, iubiții mei, care și în seara aceasta privește spre noi, binecuvântat să fie numele Lui, și parcă prin ochii credinței îl vedem pe Dumnezeu că privește spre noi și parcă răsună același cuvânt. Printre noi caută Dumnezeu un om, dar un om care să îl glorifice pe Dumnezeu, un om care să îl laude pe Dumnezeu și un om
care să stea în spărtură, binecuvântat să fie numele Domnului. Nu e așa că întotdeauna Dumnezeu a găsit oameni? Nu e așa că găsim pe paginile Sfintelor Scripturii că întotdeauna Dumnezeu a găsit oameni? Chiar dacă unii oameni nu au vrut, Dumnezeu a găsit oameni cu care și-a dus la îndeplinire planul său, binecuvântat să fie numele Lui în veci. Așa că, fie că vrem, fie că nu vrem, Dumnezeu își duce la îndeplinire planurile sale. M-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și știți ce am găsit scris la un om care într-adevăr l-a găsit Dumnezeu și într-adevăr un om care a stat înaintea lui Dumnezeu chiar și a mijlocit pentru poporul lui Dumnezeu. Ne aducem aminte de omul lui Dumnezeu Moise. Nu-i așa? Dar uitați aici, m-am uitat în Psalmul 91 și versetul 2, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea. El este Dumnezeul meu în care mă încred. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Iubiții mei, omul acesta și oamenii lui Dumnezeu întotdeauna au recunoscut puterea lui Dumnezeu. Întotdeauna a dat întâietate lui Dumnezeu și întotdeauna a spus: Doamne, voia Ta să se facă. Vedeți, iubiții mei, de fiecare dată ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem atât de minunat, pentru că Dumnezeu ne-a făcut niște promisiuni extraordinare. Cereți și veți primi. Am stat așa și m-am gândit și m-am dus cu gândul și am citit și aș dori să citesc doar un verset din cuvântul lui Dumnezeu din 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14. Uitați aici ce ne mai spune Dumnezeu. Încă parcă mai completează ceva și parcă ne mai îndeamnă la ceva, ca să putem să fim ascultați și să putem ca rugăciunile noastre să ajungă înaintea lui Dumnezeu și să fie ca o jertfă de bun miros. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Binecuvântat să fie Domnul! Vedeți, iubiții mei frați, chiar dacă avem câteva condiții aici, Dumnezeu cere lucrul acesta și de la noi. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze, ca să putem să fim poporul lui Dumnezeu, să putem să fim biserica lui Dumnezeu, care așteaptă pe mirele nostru minunat, pe Iisus Hristos. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să venim în această rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Știu că smerenia aceasta pentru mulți este cam grea, dar vreau să vă spun și să vă îndemn în rugăciunea aceasta. Haideți să ne rugăm în felul acesta, ca să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm în așa fel ca rugăciunile acestea care noi le aducem înaintea lui Dumnezeu să fie niște rugăciuni ascultate, să fie niște rugăciuni ca jertfe de bun miros înaintea lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm pe picioare și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu cu toții. Amin.
Amin, vă rog să vă reașezați. Mulțumim Domnului și pentru seara asta în care ne-a ajutat să fim împreună, la închinare, la părtășie. Cred că pentru fiecare dintre noi e un lucru real și ne dăm seama de fiecare dată atunci când venim și putem să ne închinăm și venim în casa Domnului, ne dăm seama că e harul lui Dumnezeu și poate cea mai bună alegere ce am putea o să o facem aici pe pământ, printre multe alte alegeri ce le avem, alegerea și în a veni înaintea lui Dumnezeu e, cred că, dintre cele mai frumoase alegeri ce le putem face noi. Să poți să te gândești, vreau să vin, vreau să mă duc la biserică, vreau să mă închin înaintea Domnului, vreau să stau în prezența Lui. Ține de noi, ține de noi să vrem să venim, să avem părtășie, să ne bucurăm în Domnul și mulțumim Domnului în seara asta că s-a îndurat de noi și ne-a dat din nou părtășie la olaltă. Amin? Părtășie la olaltă atunci când vorbim de familie, de familia Philadelphia. Dar dacă vă uitați în cuvântul ce s-a citit în seara asta, printre altele, pasajul din Luca, din capitolul 11, aici sunt mai multe detalii interesante, dar vreau să subliniez un detaliu pentru că vorbeam de har și de părtășie, să fim la oaltă, să fim în biserică. Poate unii nu aveți o familie numeroasă sau nu aveți rudenii multe sau nu aveți, poate sunteți singuri sau aveți doar pe cineva și totuși când veniți aici la biserică, vă întâlniți cu familia lui Hristos, vă întâlniți cu familia Philadelphia, ne întâlnim unii cu alții, ne bucurăm unii de alții. Și vreau să subliniez de aici, din pasajul nostru, un detaliu foarte interesant. Spune că povestea spusă de Domnul, pilda spusă de Domnul, are așa, dacă încercați să vă imaginați, are câteva lucruri interesante. Spune că la miezul nopții s-a trezit un prieten să vină la un prieten de-a lui, da? La miezul nopții. Zice, și la mine a venit altul, alt prieten a venit la mine, tot la miezul nopții. Și îmi trebuie 3 pâini. Parcă, na, când e vorba de prieteni, hai să fim serioși că toți de aici avem câteva persoane mai apropiate unde îndrăznești să suni chiar la miezul nopții, nu? Dacă e o urgență, eu zic că îndrăznești. Acum, dacă are telefonul închis, vezi ce faci, te duci până la el acasă, dar totuși îndrăznim să apelăm, pentru că e o relație apropiată. Și știți ce îmi place aici? Spune că cel din casă strigă și spune, măi, nu mă deranja că eu sunt în pat cu copiii mei, cu familia mea și ce am timpul meu cu copiii mei. Și vreau lucrul ăsta să-l subliniez înaintea dumneavoastră. Știți, și eu cad în capcana asta și probabil mulți dintre noi cădem în capcana de a ne sacrifica pentru alții și ne sacrificăm pentru alții în defavoarea familiei, ca să mă înțelegeți greșit. Dacă vine vorba de familie, de celula ta cea mai apropiată, parcă ai zice, lasă pe locul 2, pe locul 3, că trebuie să rezolvi pe nu știu cine. Dar prietenul ăsta spune, mă omule, e timpul meu cu familia, îs în pat cu copiii mei, le citesc o poveste, le fac, băi, nu, gata, băi, știi cum, există o limită. Și vreau să meditați la lucrul ăsta. E importantă familia Philadelphia, sunt importanți prietenii, e important să poți să, și e frumos să poți să ai o mână întinsă pentru cel care îți cere ajutor. Dar să nu uităm, pe primul și pe primul loc, când vine vorba de priorități, trebuie să rămână familia, da? Să rămână familia. Adevărat, Dumnezeu își are locul lui, Dumnezeu e peste orice prioritate de-a noastră. Dar să nu uităm, în ordinea priorităților ar trebui să fie, următoarea prioritate să fie familia. Și meditați la lucrul ăsta. De multe ori cădem în capcană, mai ales noi pocăiții, cădem să punem poate slujirea altora, sacrificiu pentru alții, nu știu, suntem gata pentru altul să, și când e vorba de cei de aproape, cei din casă, cei de lângă tine, să spune, lasă voi pe locul 2, pe locul 3 și așa mai departe. Dacă am făcut așa, e bine să inversăm repede prioritățile și să punem accent pe ceea ce Dumnezeu ne-a dat, pe familie, pe celula de bază și mă rog Dumnezeu să binecuvinteze familiile dumneavoastră, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, copiii noștri, vârstnicii noștri, adolescenții noștri, toți să fim sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și dacă vom face așa cum vrea Domnul, dacă vom lucra așa cum așteaptă Domnul și cum se așteaptă Domnul de la noi să lucrăm, toate ne vor izbuti, toate vor fi bine făcute. De ce? Pentru că noi lucrăm după manual, lucrăm după cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze cu multă înțelepciune. Amin?
În seara asta vrem să continuăm să ne închinăm înaintea Domnului, ne bucurăm de fratele păstor Cristi Șipoș. Nu-l mai prezint și nu mai zic foarte multe de el, pentru că noi îl considerăm așa de-al casei și ne bucurăm că poate să vină împreună cu noi, să slujească împreună cu noi. Domnul să-i dea har în tot ceea ce face, Domnul să-l binecuvinteze în predicarea cuvântului. Până la momentul de predicare vreau să vin cu câteva anunțuri înaintea dumneavoastră și apoi să ne mai închinăm înaintea Domnului prin Damaris, ca unii și Damaris ne închinăm, apoi înaintea Damaris Nicola și Damaris, da? Așa? Și după momentul de cântare ne vom pregăti să și dăruim. Să știți că și momentul de dărnicie, îl spun și acum ca și altă dată, și momentul de dărnicie tot o închinare, un moment foarte important de închinare înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat și ai pâinea cea de toate zilele, ai cu ce să te îmbraci, ai căldură în casă, ai un acoperiș. Mă gândeam astăzi, așa, nu știu, uneori devin așa melancolic, mă gândesc la câteva lucruri, zic, măi, lucruri pentru care nu m-am gândit niciodată să mulțumesc lui Dumnezeu. Și astăzi nu ne-am dus, de obicei noi mergem la Făget așa, din când în când, dar de obicei mergem duminica și n-am timp să mă odinesc sau să vin. Astăzi am rămas acasă și la un moment dat m-am pus în pat și am zis, măi, mulțumesc Domnului pentru pat. V-ați gândit vreodată să mulțumiți Domnului pentru pat? Un lucru care spui banal. Bă, dar ați încercat? Eu am fost când în tinerețea mea, când mai mergeam prin Germania după câte o mașină, până dimineața n-aveam ce să fac, trebuia să dorm pe undeva, să stau pe undeva, sau era într-o zonă unde nu-mi permiteam să, sau nu găseam cazare, că știți cum e nemții, dacă nu rezervi din timp. Domnule, stăteai pe un bancă, pe un scaun, te lăsa ăla, bă, până dimineața stai aici pe scaunul ăsta. Doamne, cât ai fi vrut atunci să ai un pas și o perină. Să ai un pas, lucruri banale, să ai un pas și o perină, măi, aș da orice să am un pas și o perină, să pot să mă întind, să pot să mă odihnesc. Vreau să fim gata să mulțumim Domnului chiar și pentru lucruri minore, banale din viața noastră. Avem, ne oferă Domnul, avem mai mult decât ne trebuie și totuși să fim mulțumitori. Spui Domnului uneori să poți să-i mulțumești, te uiți la pantofii tăi, spui Doamne, îți mulțumesc că am pantofi care îmi țin de căldură. Nu sunt rupți, nu sunt găuriți să intre apa la ei, sunt pantofi care îmi pot ține de căldură și pot merge liniștit pe stradă și așa mai departe. Să ne dea Domnul putere să fim mulțumitori chiar și pentru lucrurile mici, pentru lucrurile care ni se par banale, ni se par normale să le avem. Să putem să-i mulțumim Domnului și să fim atenți la tot ce primim de la Domnul. Binecuvântat să fie El. Înainte de a cânta și de a ne închina înaintea Domnului și de a dărui și apoi a asculta cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă reamintesc că săptămâna asta, ca și săptămâna trecută, ca și săptămâna ce va urma, dacă Domnul ne dă viață, sunt zile în care vrem să stăm înaintea Domnului în post și în rugăciune. Vreau să țineți cont de lucrul ăsta și spre finalul zilei, între ora 21, 22 și 22, să putem să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, fiecare la casele lor, acolo cu familia, să ne închinăm, să ne rugăm înaintea Domnului. Avem un grafic într-o ordine alfabetică cu familiile care trebuie să se implice în lucrarea de post și rugăciune. Identifică litera care corespunde numelui tău de familie și încearcă în acea zi să stai în post în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu reușești atunci când ești programat să te închini, zilele de miercuri, ziua de miercuri și de joi e o zi specială în care biserica Domnului, biserica stă în rugăciune, în post înaintea Domnului. Seara ne vedem la casa Domnului, miercurea de la 6:30, vrem să fim cât mai mulți la rugăciune. Căutați rugăciunea, e un moment, e un timp foarte benefic pentru sufletul tău. Așa că nu neglija, poate spui n-am timp, s-a aglomerat, spuneam mai devreme de priorități. Fă-ți prioritate din timpul de rugăciune și vă chemăm să fiți cu noi, să stați în rugăciune, vă prinde bine și vă ajută foarte mult, ne ajută foarte mult să putem să fim împărtășiți înaintea Domnului. Joi, de la 6:30, e o întâlnire cu precădere pentru membrii bisericii, pentru că vrem să avem un sfat frățesc în ce privește organizarea din Biserica Philadelphia, așa că rugați-vă și pentru ziua de joi, Dumnezeu să lase har peste noi, dar nu numai pentru ziua de joi, că degeaba avem o zi în care plănuim, stabilim, calculăm și poate nu facem. Să ne dea Dumnezeu putere ce calculăm, ce plănuim, ce gândim,
să găsim varianta cea mai bună și să o punem în aplicare. Asta ar fi cea mai mare satisfacție a noastră. Să găsim soluții și să le punem în aplicare și ele să fie eficiente, nu doar soluții. Soluții eficiente. Așa că rugați-vă pentru noi, mulțumim Domnului că până aici ne-a binecuvântat, vă mulțumim dumneavoastră pentru aportul adus bisericii, Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Și apoi spuneam, duminică ne vom întâlni dimineața și seara la Casa Domnului de la 10 și de la ora 18, Domnul să lase har peste noi, Domnul să lase ocrotire, binecuvântare. Haideți să rămânem cu inima ancorată în Domnul și în lucrarea din biserică. Să simțim cu unii cu alții, să simțim cu lucrarea din biserică și Domnul va privi atunci cu plăcere înspre noi. Spune de biserica, în Faptele Apostolilor spune că biserica se bucura de pace. Trebuie să ne bucurăm de pace, să ne bucurăm unii de alții și spune cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Dacă vrem Dumnezeu să ne dea biruință, trebuie să căutăm pacea, să ne bucurăm unii de alții, să fim oameni ai păcii, oameni care alergăm după pace, alergăm după prezența lui Dumnezeu, alergăm să ne facem partea noastră și, bineînțeles, Dumnezeu își va face partea Lui. Cu ajutorul Duhului Sfânt vrem progres din toate punctele de vedere. Nu vreau să ne limităm la un anume standard. Bă, bine că suntem câțiva, bine că avem cu ce cânta. Nu, vrem să creștem în fiecare zi tot mai mult și tot mai mult. Și ne rugăm Domnul să ne ajute, să ne dea biruință. Amin. Slăviți să fie Domnul! Căutam rostul vieții pe pământ, am ajuns de la urmă să plâng. Nu știam că existi undeva în viața mea. Mă întrebam ce rost am pe pământ, dacă totu-i doar goană după vânt. Dar atunci viața mea ai schimbat, Domn minunat. Fără tine eu sunt nimic pe pământ. Viața mea n-are sens. Fără tine nu-mi plec, tu din cer mi-ai adus o speranță, Iisus. Lacrima tu mi-ai șters, fără tine nu plec. Fără tine mi-e sufletul stins, fără tine-s doar lacrimi și plâns. Fără tine ce rost ar avea viața mea? Doar cu tine în gând mă trezesc, doar cu tine la drum mă pornesc. Doar cu tine, Iisuse, aș vrea să mă știu bururea. Îți dau viața în dar, tu să fii al meu far. Vreau cu tine să petrec, fără tine nu plec. Tu din cer mi-ai adus o speranță, Iisus. Lacrima tu mi-ai șters, fără tine nu plec. Fără tine eu sunt nimic pe pământ. Viața mea n-are sens. Fără tine nu plec. Tu din cer mi-ai adus o speranță, Iisus.
fără tine nu plec. Amin. Căci limba-i prea slabă să pot să vorbesc, dar inima-mi arde, Iisuse, în mine și pot doar atât să spun, te iubesc. Să iubesc. Amin.
Haideți ridicați pe picioare să lăudăm pe Dumnezeu cu următoarea cântare, timp în care dăruim și Domnului darul nostru. Domnul să fie lăudat! Sfinte, ce de Domnul e trasată, să luptăm cu râvnă mare, până Domnul va veni, căci prin orice încercare, doar luptăm vom birui. Hai luptă, frate, luptă, hai luptă, nu te da bătut, spre țara luminii înainte, cu râvnă și avânt. Stai treaz și veghează într-una până în zori de zi, că atunci primei cununa când Domnul va veni. Suflim de luptă, scutul credinței să-l avem, cu sabia Duhului înainte, în Domnul să ne credem. Platoșa neprihănirii să fie de-a pururi cunoi, pe cap coiful mântuirii și râvna Evangheliei. Hai luptă, frate, luptă, hai luptă, nu te da bătut, spre țara luminii înainte, cu râvnă și avânt. Stai treaz și veghează într-una până zori de zi, că atunci primi vei cununa când Domnul va veni. În slava eternă vor fi acei ce au vis, iar Domnul le va da răsplata așa cum a promis. Veșnicia e aproape, curând Iisus va reveni, când zorile vor apare și lupta se va sfârși. Hai luptă, frate, luptă, hai luptă, nu te da bătut, spre țara luminii înainte, cu râvnă și avânt. Stai treaz și veghează într-una până în zori de zi, că atunci primi vei cununa când Domnul va veni. Hai luptă, frate, luptă, hai luptă, nu te da bătut, spre țara luminii înainte, cu râvnă și avânt. Stai treaz și veghează într-una până în zori de zi, că atunci primi vei cununa când Domnul va veni. Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 6. Efeseni, capitolul 6, și vom citi de la versetul 10 până la versetul 20. Efeseni 6, de la versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii,
Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt, pentru ca zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. Amin. Ocupați locurile, frații mei. Frații mei, mă bucur că în seara aceasta pot să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin îndurarea Lui am intrat într-un nou an. Dumnezeu ne-a mai dăruit un an, unora le-a mai dăruit un an, altora Domnul le-a dăruit doar câteva zile din anul acesta. Chiar astăzi am fost la o mormântare, o colegă de-a soției mele, o asistentă medicală, a murit, stă chiar aici aproape de biserică, peste drum câteva case. Dumnezeu unora le dă zile, altora Dumnezeu le dă ani. Ideea este ce facem cu ce ne-a dat Dumnezeu. Pentru anul acesta, un verset m-a cercetat într-un mod deosebit, un verset pe care l-am împărtășit fraților din adunare, vi-l împărtășesc și dumneavoastră. Este versetul din Psalmul 119 cu versetul 18. Și psalmistul spune, deschide-mi ochii, Doamne, ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Vreau să vă întreb, fraților, de câte ori nu ne-am plictisit atunci când am luat Biblia și am citit-o? Dacă suntem sinceri cu noi, ne dăm seama că au fost multe situațiile acelea în care am luat Biblia doar din obligație și am citit. Vreau să vă spun următorul lucru. Dacă citim Biblia doar din obligație, la un moment dat nu vom mai citi. Foarte interesant, Psalmul 119 cu versetul 92 spune cuvântul lui Dumnezeu așa, dacă n-ar fi fost legea ta, adică Biblia, desfătarea mea, aș fi pierit în nelegiuirea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea. Deci asta înseamnă că Biblia ori îți produce plăcere și te sfințești, ori te plictisește și dacă te plictisește, la un moment dat o vei abandona. Și uite rezultatul, te vei întoarce din nou la ticăloșia ta. Dacă ar fi să spunem altfel, Psalmul 119, versetul 92 din Psalmul 119, l-am spune în felul următor. Păcatul te îndepărtează de Scriptură, iar Scriptura te îndepărtează de păcat. Dar întrebarea care se pune este, Doamne, cum să devină aceasta pentru mine o pasiune? Cum să devină cartea aceasta o plăcere pentru mine? Pentru că atunci când citim Psalmul 119, putem să observăm că psalmistul folosește acolo niște termeni care parcă ne vine greu să credem. Cum adică, Doamne, legea ta este atât de dulce ca mierea în gura mea? Cum adică, Doamne, legea ta, spune psalmistul, are o valoare mai mare decât aurul și argintul? Adică, Doamne, îmi face așa mare plăcere să stau cu tine, pus să nu mă mai duc nici la servici. Îmi place cu tine decât să fac bani. Îmi place mai mult adevărul tău decât minciuna. Frații mei, pentru anul acesta, gândiți-vă, dacă vine de la Duhul Sfânt, luați-l. Și gândiți-vă bine la versetul acesta, deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Și am ajuns la următoarea concluzie. Versetul acesta nu ne spune, dar din Scriptură deducem
Cine îmi deschide ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale? Cine îmi deschide ochii? Duhul Sfânt, fraților. Dacă Duhul Sfânt nu-ți deschide ochii, vei citi doar o carte de istorie, vei citi o mulțime de întâmplări, când vei ajunge la semne și minuni, vei spune, da, da, asta a fost atunci, dar acum Dumnezeu nu mai face lucrurile astea, dar nu le vei spune de la amvon, le vei gândi doar. Când vei ajunge în Faptele Apostolilor, vei spune, da, da, doar Petru a făcut ce a făcut, Ioan, dar s-a dus vremea aia. Noi avem nevoie ca Duhul Sfânt să ne deschidă ochii. Să deschide ochii zadarnic. Am auzit odată un predicator care spunea așa, este greșit să te rogi ca Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Lui. Pentru că cuvântul Lui este binecuvântat. Nu mai are Dumnezeu ce să binecuvinteze. Dumnezeu trebuie să ne deschidă nouă ochii ca să vedem, să pricepem și să punem în aplicare ceea ce auzim. Astfel că atunci când trebuie să predic, nu mă mai rog, Doamne, binecuvintează cuvântul, că El e binecuvântat. Doamne, deschide mie în primul rând mintea și inima și ochii să văd și să trăiesc. Și apoi deschide mintea, ochii și inima fraților, să vadă, să înțeleagă și să pună în aplicare. Frații mei, suntem la lupta spirituală. Și am ajuns la cea de-a doua armură pe care Apostolul Pavel ne îndeamnă să o luăm. Apostolul Pavel spune, luați toată armura lui Dumnezeu. Atenție, toată armura, nu doar unele armuri. Data trecută ne-am uitat și am văzut că prima armură, foarte importantă, este brâul adevărului. Și Apostolul Pavel începe cu adevărul. Punctul de pornire este adevărul. Frații mei, când m-am întors la Dumnezeu și am început să merg la catecheză, știți ce mi-a spus fratele David? Fratele păstor, fratele David Nicola. Primul lucru, ia adevărul, Biblia. Și m-a învățat cum să citesc Biblia, ce să fac. Deci totul începe cu Biblia, începe cu adevărul. Fără adevăr nu poți să mergi mai departe. Întrebarea care se pune este, luăm zi de zi adevărul sau îl luăm ocazional? Și am spus că soldatul roman avea un fel de curia groasă care îi ținea acea haină, acea haină care o avea pe el și cureaua îl strângea astfel încât să poată să lupte. Roba aceea. Acum, ce e foarte interesant este că de cureaua aceasta era prinsă platoșa. Adică nu puteai să spui, iau numai cureaua să-mi țină roba, dar nu iau platoșa, pentru că ele erau la pachet, amândouă. Și Apostolul Pavel ne spune că orice creștin trebuie să ia platoșa neprihănirii. Deci, platoșa aceasta a soldatului roman era așezată în zona pieptului și în zona spatelui. Platoșa era confecționată dintr-un material destul de tare și de solid, astfel încât nici sulița, nici sabia, nici săgeata să nu pătrundă. Din ce cauză? În zona aceasta a pieptului și a spatelui sunt organe vitale. În momentul în care ți era afectat plămânul sau inima, se încetează viața. Și soldații știau, este o zonă care trebuie să o protejăm. Cum o protejăm? Cu platoșă. Asta era firesc. Dar vine Apostolul Pavel și spune așa, din punct de vedere spiritual, platoșa are același rol. Spune el, platoșa este neprihănirea. Și vom vedea la ce se referă neprihănirea aceasta. Și neprihănirea are rol să-ți protejeze viața ta spirituală. Asta înseamnă că atunci când vine diavolul la tine, cu săgeți arzătoare, cu tot felul de gânduri,
Trebuie să ai platoșa neprihănirii pusă. Altfel ești victimă. N-ai nicio șansă de supraviețuire. Vreau să vă întreb următorul lucru. Aveți siguranța mântuirii? Nu răspundeți. Gândiți-vă numai. Aveți siguranța mântuirii? Mergem mai departe. Apostolul Pavel, primul lucru pe care îl spune este: stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul. Și expresia, nu mai repet apostolul Pavel, dar se deduce din punct de vedere gramatical: stați gata, dar având și platoșa neprihănirii. Expresia aceasta, stați gata, dar, este un imperativ. Imperativ în gramatică înseamnă poruncă. Este o poruncă pe care apostolul Pavel spune. Și Pavel vrea să ne spună: în permanență trebuie, nu e opțional, să ai brâul, adevărul, și trebuie să ai platoșa. Pentru că sunt esențiale în lupta spirituală. Apostolul Ioan ne spune în Apocalipsa, la capitolul 12, cu versetul 12, următoarele cuvinte despre diavolul, cel cu care noi avem de luptat. Și spune așa: vai de voi, pământ și mare, de aceea bucurați-vă, ceruri, și voi care locuiți în ceruri, dar vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, pentru că știe că mai are puțină vreme. Bun, mai are puțină vreme. Asta ce înseamnă? Că el lucrează în continuu, n-are concediu deloc, nu-și ia pauză, dar este cuprins de o mânie mare. Și mânia aceasta se manifestă la diavolul printr-o dorință fierbinte să te despartă de Hristos. Și face tot ce poate și tot ce știe mai bine, și prin tot felul de ispite și viclenii vrea să te înșele, să te mintă și să te aducă din nou de partea lui. Și spune apostolul Pavel: ești implicat într-o luptă spirituală și este imperativ necesar să fii gata și să ai mijlocul încins cu adevărul și să ai platoșa aceasta a neprihănirii. Frații mei, Evanghelistul Matei, în Matei 24:24, ne spune așa: în vremurile de pe urmă, și noi trăim acum vremurile de pe urmă, atenție, se vor scula mulți Hristoși mincinoși. Ce sunt Hristoșii aceștia mincinoși? Sunt tot felul de predicatori și de învățători care, uitați-vă ce fac, vor face semne mari și minuni, în spatele lor este diavolul, și diavolul se folosește de astfel de oameni cu ce scop? Ca să înșele chiar și pe cei aleși, dacă va fi cu putință. Asta înseamnă că în lumea în care noi trăim, în mediul în care noi trăim, există tot felul de Hristoși mincinoși. De unde îmi dau seama că sunt Hristoși mincinoși? Frații mei, Leonard Ravenhill spunea următorul lucru: cea mai mare minune pe care o face Dumnezeu, rețineți, cea mai mare minune nu este o vindecare, ci cea mai mare minune este să ia Dumnezeu un ticălos, să-l spele de păcate, să-l așeze în împărăția lui Dumnezeu și apoi Dumnezeu să-l trimită în mijlocul nelegiuiților și să trăiască ca un sfânt. Asta este cea mai mare minune. Dar trăim vremuri în care oamenii sunt atrași foarte mult de semne și minuni. Dar noi, când evaluăm un predicator, nu le evaluăm după semnele și minunile care le face. Pentru că Domnul Iisus spune la un moment dat în Matei 7, mulți îmi vor spune: n-am făcut noi semne și minuni în numele Tău, n-am scos noi draci. Și Domnul le spune: adevăr vă spun că nu vă cunosc. De ce? Pentru că voi nu trăiți ce vă cer eu. Când evaluez un predicator, îl evaluez după viața lui,
după familia lui și după ceea ce predică. Stai cu Scriptura și îl verifici. Omul ăsta predică din Scriptură sau predică altceva? Mai nu de mult, câțiva ani în urmă, am auzit un predicator care spunea: dacă n-ai 30.000 de euro în cont, tu nu ești creștin. Adică Dumnezeu vine și îți umple contul cu bani, că ăsta este scopul lui Dumnezeu. Frații mei, în toată Scriptura nu apare așa ceva. În schimb, își dorește Dumnezeu ca tu să te asemeni tot mai mult cu Hristos. Frații mei, diavolul este cuprins de o mânie mare și vine să ne înșele și să ne mintă. Și întrebarea care se pune este: cum voi rezista la asalturile celui rău? Știu că are mii de ani de vechime. Are experiență deosebită. Doamne, ce șanse am eu să rezist cu el? Voi rămâne în picioare în ziua cea rea? Da, spune apostolul Pavel, cu condiția să iei toată armura lui Dumnezeu, să ai adevărul, față de adevăr, să ai o pasiune deosebită. Cuvântul să devină mai dulce ca mierea. Și dacă nu-i mai dulce ca mierea, stai înaintea Domnului și pocăiește-te. Și strigă la Dumnezeu și spune: Doamne, vreau să iubesc cuvântul Tău mai mult decât orice pe lumea asta. Și apoi spune apostolul Pavel: ai nevoie de platoșa aceasta a neprihănirii. Dar ce înseamnă neprihănire? Frații mei, dacă ne uităm în Romani capitolul 3, putem să observăm că apostolul Pavel vorbește despre neprihănire, dar acum s-a arătat o neprihănire care se capătă prin credință, și neprihănirea aceasta înseamnă dreptate. Deci atunci când vorbim despre neprihănire, de fapt vorbim despre dreptate. Dreptatea lui Dumnezeu este pusă pe mine. Aș vrea să ne uităm la Romani capitolul 3, să citim câteva versete și doar să punctăm câteva adevăruri pe care apostolul Pavel le menționează în textul acesta. Vreau să vă spun, frații mei, învățătura aceasta despre neprihănire este o învățătură extrem de încurajatoare. Dacă nu pornești de aici, ai pornit greșit. Nu vei avea nicio șansă să-ți închei cu bine viața de credință. Și uitați-vă ce spune apostolul Pavel, Romani capitolul 3, de la versetul 20. Spune așa: căci nimeni nu va fi socotit neprihănit sau drept înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o dreptate pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce se încred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Intenționat am schimbat termenul și am folosit termenul de dreptate ca să-l înțelegem mai bine. Rețineți, apostolul Pavel enunță câteva adevăruri fundamentale în textul acesta. Primul adevăr este că dreptatea aceasta lui Dumnezeu nu se obține prin faptele legii. Apostolul Pavel le scrie galatenilor și le spune: ați început prin Duhul și acum vreți să sfârșiți prin fire? Cei din Galatia aveau niște învățători mincinoși, niște Hristoși mincinoși, care au spus așa: vreți să fiți socotiți drept înaintea lui Dumnezeu, adică mântuiți, ok, aveți nevoie să țineți sabatul, este nevoie să vă tăiați împrejur și trebuie să țineți cont de legea lui Moise, probabil mâncărurile din Vechiul Testament. Și fiți atenți ce vine apostolul Pavel și le spune următorul lucru, Galateni 5:4. Voi care voiți să fiți socotiți drepți prin lege, poți să pui, te rog frumos, Galateni 5:4. Uitați-vă, voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, adică voi încercați să vă câștigați dreptatea, cum? Făcând ceva, ce? Ținând sabatul, tăiere împrejur, legea lui Moise. Uitați ce spune, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har.
Versetul acesta ar trebui să ne dea de gândit și să ne gândim, bine, Doamne, dar ce trebuie să fac ca să devin drept înaintea Ta? Frații mei, noi nu putem să facem nimic ca să devenim drepți înaintea lui Dumnezeu. Dacă am putea să facem ceva să devenim drepți înaintea lui Dumnezeu, asta ar însemna să fim fără păcat. Dar nimeni nu este fără păcat. Nimeni dintre noi nu poate să respecte poruncile lui Dumnezeu fără să greșească într-una singură. Și atunci se pune întrebarea, bun, Doamne, dar cum devin neprihănit? Cum devin drept? Apostolul Pavel în Romani, capitolul 3, continuă și spune așa, dar Dumnezeu dă o neprihănire fără faptele legii. Adică eu nu pot să fac nimic ca să obțin această dreptate sau neprihănirea lui Dumnezeu. În continuare, Pavel spune, neprihănirea a fost obținută deja de Hristos la cruce prin jertfa Lui de ispășire. Dumnezeu s-a uitat la noi și a spus, ei n-au nicio șansă să fie drepți înaintea Mea. Ei toți trebuie să meargă în iad. Asta este plata păcatului, moartea veșnică. Nu numai moarte fizică, ci și moarte veșnică. Dar Dumnezeu a zis așa, îi iubesc, sunt creația Mea, îi vreau cu Mine în veșnicie. Și singura soluție este să iau eu toate păcatele lor și să le pun pe Mine. Ca și cum le-am făcut eu. Pot să mi le pun Mie pentru că eu sunt fără păcat. Mult timp am crezut că Domnul Iisus Hristos a plătit plata păcatului lui Dumnezeu Tatăl. Mi-a schimbat părerea, pentru că Apostolul Pavel ne spune că Dumnezeu era în Hristos Iisus. Dumnezeu era în Hristos Iisus, asta înseamnă că era Dumnezeu în Hristos și murea pentru noi. Bun, atunci cui a plătit Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos pe cruce n-a făcut altceva decât să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu. A satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu. Și într-un final spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 3, neprihănirea aceasta se obține prin credința în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Neprihănirea se obține prin credință. Și acum întrebarea care se pune este, așa ușor? Păi și eu cred. Dacă mă duc la mama mea, care nu este credincioasă, și o întreb, auzi, tu crezi că Iisus Hristos a murit pe cruce? Da, cum să nu? Crezi că a murit pentru tine? Probabil ar spune, da, cred. Dar este oare socotită neprihănită? Frații mei, atunci când Apostolul Pavel spune, noi suntem socotiți neprihăniți prin credință, credința aceasta implică mai multe lucruri. Și prima întrebare care aș vrea să o pun este următoarea. Când ne socotește Dumnezeu pe noi neprihăniți sau drepți? Este în Biserica Ortodoxă, de fapt un călugăr a trăit prin anul 400-500 după Hristos, undeva în peninsula Sinai, în zona Egiptului, și omul acesta era pusnic, adică trăia singur. Și se ruga, avea părtășie cu Dumnezeu. Și ceilalți călugări au rămas impresionați de performanțele lui spirituale. Și un alt călugăr l-a rugat pe acest călugăr să scrie o carte sau să dea niște învățături cum a ajuns el la nivelul spiritual la care este. Numele acestui călugăr este Ioan Scărarul, așa îl numește teologia ortodoxă, Ioan Scărarul. Și omul acesta spune următorul lucru. Ca să ajungi la Dumnezeu, trebuie să urci pe o scară. El face comparația cu scara pe care a visat-o Iacov. Și spune așa, scara aceasta, de la mine de pe pământ până sus în cer, are 30 de trepte. Eu, ca să ajung la Iisus Hristos, care stă în capătul scării și mă așteaptă, trebuie să urc 30 de trepte. Deasupra trept, eu urc pe scări.
deasupra treptelor sunt îngerii lui Dumnezeu, de desubtul scării sunt demonii și iadul. Și în timp ce eu urc prin eforturi proprii, pot să mă ajute îngerii sau pot să mă tragă diavolii înspre iad. Mântuit voi fi sau drept voi fi, voi deveni în momentul când ajung la capătul scării, că acolo este Iisus Hristos și mă așteaptă. Bun, dar ce reprezintă treptele acestea? Și el menționează cele 30 de trepte ce reprezintă. Și spune el așa: prima treaptă pe care trebuie să urci este lepădarea de lume. Asta este prima, rețineți. Bun, dar probabil veți întreba, bun, dar pocăința a câta scară îi? Și în concepția lui, pocăința este abia a cincea scară. Adică nu-i pocăința prima. Mă duceți aminte, Domnul Iisus Hristos ce a spus? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Adică pocăința e prima, dar Ioan Scăraru spune, nu, pocăința este a cincea. Da? A patra este ascultarea, a opta este blândeția, puritatea și înfrânarea este abia a 15-a scară și ultima este credința, nădejdea și dragostea. Și când ai urcat aceste 30 de trepte, Iisus Hristos te așteaptă la final cu brațele deschise și spune, bravo, ai reușit. Este aceasta Evanghelia pe care o predică Pavel în Romani, capitolul 3? Oare eu sunt socotit neprihănit sau mântuit când ajung la capăt? Dar când sunt socotit neprihănit? Fraților, neprihănit este socotit un om atunci când este născut din nou. În momentul nașterii din nou, Dumnezeu îți aplică dreptatea Lui. Și tu ești în Hristos, spune Apostolul Pavel în Efeseni, ești în Hristos, ascuns în Hristos și cu Hristos în Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu când se uită la tine, ce vede? Vede neprihănirea lui Hristos, dreptatea lui Hristos. Bun, dar probabil veți spune, bun, dar Biblia spune, urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Da, numai noi trebuie să facem deosebire între a fi socotit neprihănit și a urmări sfințirea. A urmări sfințirea înseamnă a crește în asemănarea cu Iisus Hristos, a te asemăna tot mai mult cu Iisus Hristos sau maturizarea spirituală, care sunt două lucrări diferite. Ești socotit neprihănit în momentul în care ești mântuit, ești născut din nou și apoi tu intri într-un proces de transformare, de schimbare, de asemănare cu Iisus Hristos. Spune Apostolul Pavel credința. Frații mei, chiar așa de ușor este să crezi? Chiar așa de ușor este să crezi? Este chiar atât de greu să crezi? Chiar atât de greu să ajungi la mântuire? Am auzit de la unii spunând, dacă Dumnezeu îmi vindecă copilul, eu mă pocăiesc. Altcineva spunea, eu mă pocăiesc pentru că îmi este frică de iad. Am ajuns la 80 de ani, îmi dau seama că firul vieții mele este aproape gata și vreau și eu să ajung la Dumnezeu. Că dacă nu ajung la Dumnezeu, mă duc în iad. Și îmi este frică de flăcările iadului. Altcineva a spus, sunt bolnav. Și pentru că sunt bolnav, îmi doresc vindecarea. Dacă Dumnezeu mă vindecă, eu mă pocăiesc. Frații mei, cum arată nașterea din nou? Ca să înțelegem cum arată nașterea din nou, aș vrea să ne uităm în Biblie și să vedem cum este descris Dumnezeu și cum este descris omul fără Dumnezeu. Haideți să vedem cum este Dumnezeu și în contrast, cum arată omul fără Dumnezeu. Exod, capitolul 34, ne-l descrie pe Dumnezeu. Exod, capitolul 34, Dumnezeu îi se arată lui Moise. Moise vrea să-l vadă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu se descrie pe sine așa cum este el. Și uitați-vă cum arată Dumnezeu. Îndurător, milostiv, plin de îndurare, încet la mânie,
plin de bunătate, credincios, plin de dragoste, iartă fără de legea și este un Dumnezeu drept. Cum vi se pare Dumnezeu? Știți, când Moise îi cere lui Dumnezeu în Exod capitolul 33, Moise îi cere lui Dumnezeu, Doamne, vreau să văd slava Ta. În ebraică nu apare cuvântul slavă, ci apare termenul frumusețea Ta. Vreau să văd frumusețea Ta. Noi am citit acum cuvintele acestea, dar dacă nu-i Duhul Sfânt să ne deschidă ochii, să înțelegem cât de frumos este Dumnezeu, toate aceste trăsături de caracter sunt doar așa, niște... Noi le-am citit, da, ok, Dumnezeu e bun, e milostiv, dar... Duhul Sfânt deschide-ne ochii. Frații mei, cea mai frumoasă persoană din universul acesta este Dumnezeu. Și frumusețea lui Dumnezeu stă în caracterul Lui. Când Biblia însă îl descrie pe om, uitați-vă ce spune despre om. În Romani, capitolul 3, spune Apostolul Pavel despre om așa, că înșeală cu limba, pentru că în inima lui este venin, gura este plină de blestem și de amărăciune, picioarele sunt grabnice să verse sânge. În Galateni, capitolul 5, spune despre om și păcatele lui, prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările. Frații mei, cum arată omul fără Dumnezeu? E un monstru, fraților. Este un monstru. Imaginați-vă pentru câteva minute că Dumnezeu ne-ar da ochi spirituali să-i vedem pe oameni în funcție de cum e caracterul lor. Deci nu să-i vedem la înfățișare, că ei sunt frumoși, îmbrăcați, pieptănați, ci să-i vedem pe oameni în exterior exact așa cum e caracterul lor. Știți ce am avea în lumea aceasta? Niște monștri. Ne-am speriat, ne-am îngrozit cât suntem de răi. Acum, haideți să-L punem pe Dumnezeu alături de omul necredincios. Cum arată Dumnezeu și cum arată omul? Se poate compara? Frații mei, și atunci ne mirăm că Domnul Iisus Hristos le spune fariseilor, Tatăl vostru este diavolul. Știți care era diferența între Domnul Iisus și toți ceilalți oameni? Domnul Iisus îi vedea pe farisei cu ochi spirituali. Și când s-a uitat la ei, a văzut niște monștri. Și Domnul Iisus spune, n-are nicio importanță că purtați haine de biserică, n-are nicio importanță că vă rugați, n-are nicio importanță că postiți, că dați zeciuiel, că cunoașteți toată legea lui Moise, voi sunteți niște monștri. Frații mei, întrebarea care se pune este, ce face Duhul Sfânt în momentul nașterii din nou? Apostolul Ioan ne spune că Duhul Sfânt este cel care ne convinge cu privire la ce? La păcat, neprihănire și judecată. Păi, frații mei, ia gândiți-vă, un om necredincios este un monstru. Dar când ajunge el să înțeleagă că este un monstru? Când vine Duhul Sfânt, îl cercetează și îl conștientizează că este un monstru. Avem în Biblie câteva transformări, câteva oameni care s-au mântuit, să zicem așa, într-un mod dramatic. Unul dintre ei este Zacheu. Frații mei, Zacheu pe interior era un monstru. Era un înșelător, un bandit, un mincinos. Un om care făcea orice ca să-și îndeplinească scopul, să adune. Și știți ce e foarte interesant? La un moment dat, Zacheu și-a simțit ticăloșia și mizeria. Eu vreau să cred că Duhul Sfânt l-a cercetat înainte ca să se întâlnească cu Domnul Iisus. Știți de ce? Pentru că Zacheu, când a auzit că Iisus Hristos trece prin Ierihon, a avut o nerăbdare și a vrut cu orice preț să se întâlnească cu Iisus Hristos. Și a avut o dorință atât de mare, încât a spus, Domnule, mă sui și într-un dud și într-un copac, numai să-L văd când trece.
Și Domnul Iisus, când intră în Ierihon, în mulțime, se duce direct la Zacheu și spune: Zacheu, parafrazez, Duhul Sfânt mi-a spus că ești cercetat. Vreau să intru în casa ta și să-ți mântuiesc casa. Și Domnul Iisus intră în casa lui Zacheu și știți ce spune Zacheu? Jumătate din averea mea o dau săracilor. Dau împătrit tuturor celor pe care i-am înșelat și i-am mințit. Frații mei, de unde a venit pocăința aceasta atât de profundă? De unde? Cine l-a convins pe Zacheu că este un monstru? Cine? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt i-a arătat starea, Duhul Sfânt i-a arătat cât e de cumplit, cât e de oribil. Și Duhul Sfânt probabil i-a spus: auzi, va veni Iisus prin cetate, tu trebuie neapărat să te întâlnești cu El. Frații mei, pocăința biblică este atunci când te-ai scârbit de cine ești tu. Nu să fii vindecat de o boală, nu pentru că ți-e frică de iad, pentru că alea sunt doar interese. Pocăința biblică este atunci când te-ai scârbit de cine ești tu. Și când te-ai scârbit de cine ești tu, după ce Duhul Sfânt te convinge cât ești tu de mizerabil, după aceea Duhul Sfânt spune: acum uite-te la cineva care este frumos, este minunat, este Iisus Hristos. N-ai vrea să fii ca El? N-ai vrea să-L ai în viața ta? N-ai vrea să scapi de toată mizeria și tot gunoiul din viața ta? Ba da, Doamne, că nu mai pot. Și atunci Duhul Sfânt îți dă o altă inimă, ești născut din nou, ești schimbat, ți este scârbă de păcat, nu mai vrei să ai de-a face cu păcatul și Dumnezeu vine și pune peste tine dreptatea Lui și neprihănirea Lui și spune: ești copil al meu, ai o altă inimă, ai înțeles cât e de grav păcatul și ce-ți poate produce păcatul. Frații mei, Domnul Iisus la un moment dat intră în casa lui Simon Fariseul și acolo era o femeie păcătoasă. Și vă aduceți aminte, Simon deja în mintea lui îl judeca pe Domnul. Dacă ar ști Domnul, dacă ar ști Iisus cine este femeia aceasta, n-ar lăsa o să atingă de el. Și la un moment dat Domnul Iisus spune ceva foarte interesant despre ea. Cui se iartă mult, iubește mult. Fraților, eu sunt conștient cât mi-a iertat mie Dumnezeu? Sunt conștient cât mi-a iertat Dumnezeu doar dacă m-am pocăit datorită păcatului din viața mea. Că dacă m-am pocăit doar ca să fiu vindecat, doar ca să n-ajung în iad, aia n-are nicio legătură, Domnul Iisus n-are ce ierta. Și atunci când ești născut din nou, Dumnezeu pune neprihănirea Lui peste tine, pune dreptatea Lui pe tine. Ești socotit neprihănit? Ai intrat în împărăția lui Dumnezeu? Duhul Sfânt este în viața ta? Și de acum, tu trebuie să trăiești ca un fiu al luminii. Și uitați-vă, apostolul Pavel vine în Romani capitolul 3 și ne argumentează și ne explică de ce omul este socotit neprihănit doar prin credință. Oare de ce? Păi dacă eu sunt păcătos, eu sunt un stricat, ce pot să fac eu pentru mântuirea mea? Nu pot să fac absolut nimic, pentru că plata păcatelor mele este moartea, iadul. Și Iisus Hristos n-a făcut altceva la cruce decât să rezolve și problema vinei mele, dar și problema dreptății lui Dumnezeu. Dar de ce este importantă platoșa aceasta neprihănirii în lupta spirituală? Probabil veți spune: dar mai păcătuiesc după ce mă pocăiesc. Însă ce părere aveți? Ați mai păcătuit după ce v-ați pocăit? Da. Și uneori urât de tot. Știți ce face diavolul când te vede pe tine că păcătuiești și pe mine?
vine la tine și spune, vezi, tu nu ești copil de Dumnezeu. Că dacă ai fi copil de Dumnezeu, n-ai face lucrul acesta. Dar tu în tine te frămânți pentru păcatul pe care l-ai făcut. Nu ești indiferent, că Duhul Sfânt nu-ți dă pace. Te frămânți, te doare, vin înaintea Domnului cu pocăință. Dar vine și diavolul și spune, nu ești copil al lui Dumnezeu. Că dacă erai copil al lui Dumnezeu, n-ai fi făcut ceea ce ai făcut. Și acum tu ai două variante. Unu, să crezi ce spune diavolul sau să spui, eu sunt socotit neprihănit nu pe baza faptelor mele, nu pe baza ceea ce fac sau ceea ce nu fac, ci eu sunt socotit neprihănit prin jertfa lui Hristos, datorită jertfei lui Hristos. Acum aici aș vrea să spun următorul lucru. Păcatul în viața unui creștin este o excepție, nu un stil de viață. Și chiar dacă păcătuiești, te doare. Odată a venit un tânăr la fratele Țon, era păstor pe vremea aceea la Oradea, era proaspăt întors la Dumnezeu și a venit tare frământat, agitat la fratele Țon și spune, frate Țon, mi-am pierdut mântuirea. Și fratele Țon întreabă, dar ce ai făcut? Păi am spus o minciună. Și fratele înțelept îi spune, auzi, dacă ți-ai fi pierdut mântuirea, n-ai mai fi venit tu la mine să-mi spui ce ai făcut. Nu te-ar mai fi frământat, nu te-ar mai fi durut, dar pentru că te frământă și te doare, Duhul Sfânt din tine nu-ți dă pace. Și ăsta este semnul că tu ești al Domnului. Frații mei, în lupta spirituală cu diavolul, noi nu ne bazăm pe neprihănirea noastră. Eu mă bazez pe neprihănirea lui Hristos. Dar acum atenție! Dumnezeu nu pune neprihănirea Lui peste o viață netransformată niciodată. Semnul că tu ești socotit neprihănit, semnul că tu ești mântuit, este că urmărești cu toată pasiunea ta sfințirea. Ăsta este semnul. Domnul Iisus spunea, după roadele lor îi veți cunoaște. Și acum întrebarea care se pune este următoarea. Ai avut tu parte de o pocăință și de o naștere din nou autentică, biblică? Frații mei, în matematică, dacă ai greșit un singur semn, ai greșit tot exercițiul. Este foarte important cum începi în viața de credință. Pentru că dacă nu începi cum trebuie, nu vei merge cum trebuie. Aș vrea fiecare dintre noi să ne cercetăm pe noi înșine și să ne punem întrebarea, ori eu m-am pocăit cu adevărat sau m-am botezat pentru că sunt și eu din familie de credincioși, așa era normal, îmi place la biserică, la urmă urmei îmi place să slujesc, îmi place să vin la biserică, la urmă urmei mi-am format și o obișnuință în a veni la biserică. Sau te-ai pocăit pentru că ai înțeles că ești un mizerabil și eu am fost un mizerabil? Dacă tu nu te-ai pocăit așa, reevaluează-ți pocăința. Uitați-vă în Iacov, capitolul 4, apostolul Iacov acolo descrie pașii pocăinței și el spune așa Iacov, 1. Simțiți-vă ticăloșia. 2. Când îți simți ticăloșia și Duhul Sfânt îți arată cât ești de ticălos, râsul tău se preface în plâns. Și spune el, și bucuria voastră în întristare. Când îți simți ticăloșia, plângi, te doare și te smerești. Și nu mai condamn pe nimeni. Și spui, Doamne, eu sunt cel mai ticălos dintre toți ticăloșii din lumea aceasta. Apoi, următorul pas, când înțelegi cât ești de ticălos și simți durerea aceea a păcatului, îi spui diavolului, s-a terminat, eu nu te mai vreau pe tine. Apropiați-vă de Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului și vii la Dumnezeu și vii la Iisus Hristos și ești născut din nou. Și primești neprihănirea, dreptatea lui Dumnezeu. Și apoi spune Iacov,
Toată viața ta de credință va fi o apropiere continuă de Dumnezeu. Te vei apropia tot mai mult de Dumnezeu, te vei apropia tot mai mult de Dumnezeu, pentru că ai înțeles că nu-ți dorești să te mai întorci la vechiul Cristi. Niciodată. Îl am pe Hristos în față. Este atât de frumos, este atât de glorios. Îmi doresc pe pământul acesta să trăiesc ca și El. Îmi doresc pe pământul acesta să mă asemăn tot mai mult cu El. Și este atât de frumos, îmi este atât de dor de El, încât îmi doresc să revină și să mă duc la El și să mă întâlnesc cu El. Cine are nădejdea revederii cu El se sfințește după cum El este curat. Mergi tu așa? Așa arată viața ta de credință? Frații mei, în încheiere, aș vrea să repet versetul din Psalmul 119. Deschide-mi ochii, Doamne, să văd lucrurile minunate ale legii tale. Amin. Păi haideți psalmul acesta să fie o rugăciune pentru noi. Spunea, ajută-mă, Doamne, și vrem să cerem ajutor de la Domnul. Vrem să-i mulțumim că El a pregătit pentru fiecare dintre noi un echipament adecvat ca să putem rămâne în picioare. Vreau să rugăm pe Domnul să ne învețe să folosim acest echipament, această armură, să o ținem pe noi și să ne dea și înțelepciune cum să luptăm. Vrem să rugăm El să ne conducă în fiecare zi. Vrem să rugăm El să ne călăuzească în fiecare zi. Voi fi respectuos să ne ridicăm și cu credință vreau să ne rugăm. Vreau să-i mulțumim Domnului, în primul rând, să-i mulțumim că nu ne-a lăsat de izbeliște. Nu ne-a mântuit și apoi să ne lase de izbeliște. Na, acum descurcați-vă, un fel de survivor, fiecare cum reușește. Nu, ci El a pregătit mijlocul prin care noi putem fi biruitori, slăvit să fie numele Lui. Vreau să rugăm în seara aceasta din nou să ne ajute tot ce am auzit prin cuvânt să punem în inima noastră. Să ne ajute Domnul să împlinim cuvântul Sfânt, că ar fi fără de folos doar să auzim, doar să spunem, a fost extraordinar, acum am înțeles. Nu-i suficient doar să înțelegi cum e mecanismul acesta al neprihănirii. E important să-l pui în aplicare. Haideți să rugăm pe Bunul Dumnezeu în săptămâna în care am intrat El să fie cu noi, să ne păzească, să ne ocrotească. În tot ceea ce face, să se vadă mâna lui Dumnezeu peste dumneavoastră. Să punem din nou numele Lui Mare și Sfânt peste noi, peste viețile noastre. El să ne păzească, El să ne sfințească și să ne ajute să luminăm în jurul nostru. Amin? Haideți cu toată adunarea și cu multă credință să ne rugăm și Bunul Dumnezeu să asculte rugăciunea aceasta de mulțumire, de final, încredințându-ne în mâinile Lui Sfinte. Amin.
Amin, vă rog să vă reașezați, Domnul să vă păzească, să vă ocrotească în tot ceea ce faceți și nu uitați de întâlnirile din cadrul bisericii, nu uitați de angajamentele ce le avem în a ne implica, în a sluji și în a ne sacrifica pentru lucrarea lui Dumnezeu, a ne da tot interesul ca lucrarea lui Dumnezeu să crească. Domnul să vă binecuvinteze, să aveți o săptămână liniștită sub protecția Domnului. Amin. Ești marele, eu sunt în lumina umbrei tale, mă ascund. Acoperit de ea, mă odihnesc atunci când tu apari.